Zăpada nu va mai da peste cap traficul anul acesta la Ploiești, iar străzile nu vor mai rămâne blocate din cauza ninsorilor. Cel puțin așa cred cei care se vor ocupa anul acesta de dezăpezire și care intenționează ca în cel mai scurt timp cu putință să mărească parcul de utilaje de dezăpezire cu încă alte 10, acestea urmând a fi folosite pe străzile strâmte și pe trotuare. Noi suntem în curs de a aproviziona și încă ceva utilaje pentru trotuare, niște Toyota cu sărăriță și lamă, niște freze pentru îndepătarea zăpezii din locurile mai mici și mai populate, mai circulate, ca să zic așa. Deci care până la intrarea în programul de dezăpezire o să le avem în dotare. Și stocurile de material antiderapant sunt pregătite. În depozite se află în acest moment 800 de tone de sare și alte 800 de nisip, în caz de nevoie fiind utilizată și clorură de magneziu. Stocurile vor fi în permanență suplimentate în caz de nevoie. Avem în stoc din anul trecut niște clorură de magneziu și mai aprovizionăm încă 50 de tone de clorură de magneziu acum să avem pentru spațiile, pentru aliniamente și să nu deranjăm bulevardele cu vegetație și așa mai departe. Deci pentru aceste locuri special vom da numai cu clorură de magneziu și nisip. Pe lângă cele 10 utilaje de mici dimensiuni care urmează a fi achiziționate, operatorul de salubritate este pregătit să intervină cu 13 mașini de împrăștiat material antiderapant cu capacitate de 3-5 tone, 29 de utilaje performante cu o viteză de deplasare de peste 30 de km pe oră, 7 mașini de împrăștiat material antiderapant cu capacitate de peste 10 tone, 5 sărărițe electrice pentru trotuare și 5 încărcătoare frontale.